este o definiție puțin hazărie, dar tot pe internet am găsit caracterizarea unui coleg de a nostru, dintr-o comună, care definește funcția de secretar astfel. Secretarul este și vașa comunală, idiotul de serviciu și apea anumită. Nu știu în ce măsură mi se potrivește această caracterizare. Instituția secretarului în legislația românească a apărut într-o intensă activitate administrativă, într-o perioadă în care activitatea administrativă era foarte intensă. Eu cred că în momentul de față nu se poate vorbi de decentralizare și autonomie locală fără